O zi destul de neagră pentru echipă, pentru mine. A plecat Ciprian acasă, dar oricum sunt mândru de el, sunt mândru de parcursul lui care l-a avut până aici. Sunt mândru cum a fost, el a fost un coleg pe cinste și un adversar pe cinste pentru războinici. Astăzi a fost o zi grea, pentru că am mai pierdut încă un om, 3 săptămâni la rând, ceea ce este mult, e foarte mult. Mă gândesc acum, cum spunea Vladimir, că o să vină perioada asta și îmi dau seama că ea a venit. Mă bucur foarte mult că am reușit să îmi arăt și astăzi valoarea și să rămân în continuare în echipa faimoșilor. Nu, Doamne ferește, nu că ai avut noroc azi sau ceva. Ai fost nu, mult mai bine. De final. Ai fost azi mult mai concentrat și ai fost mai bine ca și el de la traseu până la final, știi? Nu cred că Ciprian s-a lăsat. Nu, și-a dorit să fie aici. Poate a fost mai obosit, poate s-a concentrat mai puțin, poate a simțit presiune mai mare. Sunt lucruri care intervin într-un astfel de moment. Și cred că chiar dacă amândoi au fost la 2 dueluri, ăsta e la 2-la duel pentru amândoi, cred că Giubi a avut puterea să meargă mai departe și poate luciditatea și concentrarea la final mai bună decât a lui Ciprian. Diferența între noi era foarte mică, adică nu, chiar dacă ai câștigat cu 3-0, toți suntem acolo. Da, exact. Fiecare secundă, uite, la primul punct am arătat odată, Cip a venit, a băgat un băț, băgat eu bățul și l-a băgat și el pe al doilea. Și pe al doilea, imediat. Adică e fracțiunea de secundă, știi? Două din două a dat el. Da, să zic, nu e... Eu zic că pe traseu s-a văzut dorința ambelor băieți să rămână aici, dar după primul punct, după ce a alunecat de 2 ore, a pierdut iară la o limită, a doua oară la limită, a treilea punct, la fel, s-a văzut dorința, dar Giubi este și un atlet destul de bun, este și un atlet care prinde foarte bine finalul și pot să zic că este unul dintre concurenții care are toate șansele să ajungă în finală. Pentru mine totuși a fost mai ok din punct de vedere emoțional acest duel, pentru că l-am avut pe primul cu Mario. Atunci chiar mă furnica stomacul, să zic așa, nu știam ce se întâmplă. La propriu și la figurat. Da, și la figurat. Dar azi la fel, știind că am avut meciul de eliminare propriu-zis în care chiar n-a dat în cap unul fiecăruia, ne-am dat 9 că am mers prost. Știam că pot să ajung la duel. În ceea ce privește încărcătura emoțională, da, am avut emoții în acest meci pentru că am mai trecut toată prin asta, știam ce înseamnă, știam la ce să mă aștept, dar sunt destul de profesionist, să spun așa, pentru că am avut o mulțime de concursuri cu motocicleta foarte grele și am învățat să-mi controlez emoțiile și să îmi fac o încărcătură pozitivă din ele. Emoțional m-a afectat mult mai mult pentru că Cipri chiar este un băiat super de treabă și ați văzut cât de multe glume făcea, mai ales după noroi cu beteșugurile lui, cu pitice de grădină. Pe ea, așa la final când a plecat. Piticule de grădină. Doar că la noi, la băieți, cel puțin e mai simplu din punctul ăsta de vedere. Nu e ca la voi, fetelor, că aoleo, că plece acasă. Și la noi, adică, suntem conștienți că plecăm odată și odată, ne vedem acasă. Eu zic să nu fie Cipri supărat că a fost eliminat de Giubi, pentru că Giubi este unul dintre oamenii cei mai buni de aici, din punctul meu de vedere. Dacă mă întrebați pe mine, eu pot să zic că Giubi o să fie unul dintre cei 2 finaliști ai Exatlonului. Având în vedere că Ciprian este un luptător foarte bun, Ion este un luptător foarte bun și au venit împreună, prima dată eram puțin constrâns de această situație, mai ales că ei sunt prieteni foarte buni, dar nu mi-am dat niciodată cu părerea despre 2 oameni fără să-i cunosc, fără să le cunosc adevăratul lor caracter. Frate, ai scăpat de mine, frate. Da, nu pentru mult timp. Ne vedem acasă, domnul. Te pup. Am amândoi sunt niște oameni minunați
Și chiar dacă prietenul lui Ion, cel mai bun Ciprian, a plecat astăzi, nu-l văd afectat pe Ion emoțional, pentru că este un bărbat foarte puternic, știe ce are de făcut în continuare, este unul dintre cei mai buni băieți de aici și cred că o să ajungă în marea finală. Eu mi-aș dori personal să ajung alături de el acolo. Ca focul ăsta să fie ultimul scop pe care îl facem aici. Și ce tare ne-ar părea rău, Cătălino. Dacă Doamne ferește, presupunând prin absurd că ăștia au făcut vreo modificare. Mamă, vin aici și le dau focul ăsta. Dar haideți să mai facem o chestie. Ia. Da. Sunteți de acord ca mâine pe ceremonie sau după la aia de încheiere să câștigăm și să le zic, băi, deci asta a fost motivul. Dar voi și se pare că acum numai în cazul în care câștigăm. Da, să zici tu că îi te cred acum. Da, păi. Da. Sunt de acord, să ține da, pe asta. Da, da, da. Vreau să vedem ce, cum reacționează. Și zic, se pare că norocul nu a mai fost de partea lor, fiindcă într-una dintre seri le-am băgat totemul pe foc. Da. Da. Noi, știi ce facem? Luăm un băzile ăsta care este alb și zicem, asta este tot ce mai rămas. Da, să 4 degete așa, avem mintea modignită. Îl pun? Sau vreți să-l tăiem pe ăla? Mai bine tăiem. Da, uite, hai să-l punem de la mijloc și automat să tai. Da, mă, da. Astăzi începem o nouă săptămână, avem jocul de hotel. Vrem să-l câștigăm pentru că data trecută la hotel am avut un premiu surpriză, cel cu scrisorile de la prieteni. Astăzi sperăm să avem scrisori de la familie. Eu, din păcate, nu voi putea să intru astăzi pe traseu. Am încercat zilele trecute să mă recuperez într-un mod cât mai rapid. Am încercat chiar să și alerg, dar, din păcate, încă nu am ajuns la această performanță, ca să-i zic așa. Nu știu exact de cât timp voi mai avea nevoie pentru a mă recupera 100%, dar îmbunătățiri se văd. Pot să calc pe picior, pot să merg normal, dar nu pot să alerg încă. Eu în 2 zile maxim sper să-mi revin și să pot intra din nou pe traseu.
O săptămână nouă, mâncă câteva zile dormite afară. În schimb, mă bucur foarte mult că mă simt mai bine cu piciorul. Din nou suntem în fața jocului de hotel. Azi avem hotelul. Eternul hotel. Zic eternul hotel. Eternul hotel, da. Ne-a pus probleme mereu. Da. Sunt curioasă cum va fi jocul de astăzi, ținând cont de faptul că la noi vor juca doar doi băieți. Da. Va fi primul joc fără Ciprian. Și au fost și câteva zile fără el, focul n-a mai fost foc, să zic așa, atmosfera a fost puțin mai relaxată, că el dădea un ton de bună dispoziție. O să fie și primul joc fără Cipri, de când el a ieșit. O să ne lipsească cu siguranță, dar cum am mai spus-o, na, ăsta e exatlonul, mâine poate fi rândul meu, poi mâine la voi sau și tot așa. Și având în vedere și faptul că astăzi o să jucăm în doi băieți, o să joc doar eu și Ion, o să avem ocazia să lăsăm mai mult pe Gabi pe din afară sau pe Cristi. Să fie bine. Da, domnul știu. Ca să nu fie rău. Da, nu mai trebuie să plângem niciun fel de presiune. La mine și la Ion e mai simplu. Voi, eu sunt la voi antrenament astăzi. La noi e bine că putem să-l ținem până pe margine, știi, și îl luăm de fiecare dată. Da. Astfel, cu cât mai puțin intră pe traseu la ei, cu atât o să ne ajute pe noi, pentru că noi ne facem mâna și în momentul în care avem deja o tură și intră oricare dintre ei, o să ne fie nouă mult mai ușor. Și sper să aducem cât mai multe puncte pe băieți. Cumva, dacă mă întreb pe mine, cred că la băieți avem un avantaj că o să joace doar doi și că o să-i ruleze pe ei trei. Știi? Da. Mă gândesc. Da, va fi un avantaj și eu zic la fel, mai ales că o să intre mai mult pe traseu. Exact. Amândoi sunt pregătiți și fizic și... Da. Nu o să avem probleme. Dacă stai o tură pe marginea, a doua tură, când intre deja, noi ne-am făcut mână, ne-am făcut traseul, exact, și avem un avantaj. Avem un avantaj voi astăzi, clar. Prin asta trecem noi de atâta vreme, noi fetele, cu cele două fetele. Am trecut și noi prin asta. Da, și noi am avut. Și când am fost noi mai mulți, e mai puțin și invers. Da, dar și voi ați mai fost. Dar la început era mai ușor, pentru că era un avantaj. Fetele, având în vedere că și ele vor juca două meciuri pe rundă, sper să aducă minim 4 puncte. Normal ar fi să aducă fetele 5, băieții 5, pentru că suntem 2-2. Dar încercăm să facem strategia de așa natură încât să câștigăm. Nu contează până la urmă ce aduce punctele. Important este să mergem cu toții la hotel și să ne simțim bine. Mama, sincer, dacă ieșim hotelul, ne oferă și nouă o noapte de confort, să zic, și mâncare, și adică... Avem nevoie și... Ieșind de aici, te gândești acum la hotel altfel decât o gândeam noi înainte. Da. Și e foarte bine venit o noapte acolo. Data trecută am mers mult mai mult parcă pe surpriză decât pe hotel în sine. Acum mă gândesc, știi, cumva că amândouă sunt importante, în egală măsură. De data aceasta sper să câștigăm și să pot să mă bucur și eu de acest premiu, fiindcă la ultimul am dat tot ce am putut pentru echipă, am reușit să aduc punctul decisiv și să câștige echipa, dar eu am stat la vilă. Din ce am înțeles de la Cosmin, am spus că surprizele de la hotel vor crește. Poate primim ceva video. Și poate primim vreun video de acasă, am primit scrisori, poate primim acum un video sau... S-ar putea să fie ceva. Oricum, orice e venit de acasă e... E de bine. Eu nu fac speranțe, adică nu am așteptări mari, pentru că astfel nu voi avea dezamăgiri mari. Orice da. Premiu bine venit. E cu Dumnezeu înainte. Sper să câștigăm astăzi. Ne dorim din toată inima și de iar de acum înainte cât mai puține jocuri pierdute, în special jocurile de eliminare, pentru că noi ne-am propus să mergem cât mai mulți în partea de ultima etapă și deja uităm ceea ce ne-am propus. Să ne focusăm pe meciul de hotel momentan. Mm-hmm. După aceea o să urmeze alte jocuri. Și să mergem la hotel, să ne distrăm. De-aia suntem aici, să ne simțim bine. Exact. Mergem, ne relaxăm, mai o noapte la hotel. Mai un desert, mai o mâncare bună. Da. E probabil că dacă am legat două sau trei victorii, ar fi atunci poți să zici că ai fi și mai bine la gând, ca și gândire, știi? Exact. Că moralul ar fi mult mai ridicat.
Jocul de astăzi este oarecum și va fi încă un joc de test pentru noi. Hotelul, vine hotelul. La câte le-am meci de hotelul ăsta? 11. 11? Da, 11. Avem 11 la activ? 10 la activ. Și urmează al 11-lea. Ați trecut la hotelul, a fost frumos. Am avut parte de scrisuri de la prieteni. Săptămâna trecută, Iuliana era destul de supărată pentru că nu am luat hotelul. Probabil se gândea că dacă am avut mesaje de la prieteni, poate o să avem iar aceeași surpriză sau mesaje de la familie. Cu siguranță o surpriză o să avem. Mai întâi trebuie să câștigăm. Da. Și după aia vine și surpriza. Păi jocurile pentru hotel sunt cam jocurile noastre. Păi avem avans față de echipa roșie la victorii. Da, am câștigat scrisori de la prieteni. Cu siguranță de data aceasta va fi ceva de la familie. Vom putea vorbi acasă, vom primi ceva de la ei. Și îmi doresc foarte mult să știu ce se mai întâmplă acasă, să știu cum sunt toți. Astăzi am o surpriză, un fake, să spun așa, pentru războinici. Eram cu toții aseară la foc și ne-am gândit ce să facem să mai scadă un pic psihicul războinicilor. Adoptăm tactica nouă, vedem ce iese. Da. O pregătim pentru meciul ălalt și tot așa. Exact. Nu? Corect. Corect. Facem tactica aia care am propus-o înainte de... care am propus-o pentru ceremonie? Da, de chiar. Trebuie să le facem asta cu Feng Shui la cap. Având în vedere că războinicii sunt foarte tineri și cum a fost și la surpriza plăcută pe care am încercat să le fac cu acel titlu, să scriu războinicii și au luat-o în nume de rău și chiar era o surpriză bună, faptul că le spun că am făcut ceva rău, cu siguranță vor mușca momeala. Sper totuși să muște omela și să ne fie nouă mai bine, să-i, cum am spus, să-i scoatem din ritm, să nu se concentreze foarte bine pe joc. Nu știm exact cine a fost eliminat din echipa adversă, dar noi avem niște strategii deja conturate, iar în funcție de persoana care a plecat, vom aplica strategia respectivă. Cred că nu o să vină așa bine dispuși, cred că o să vină iar poți omorâți, morocănoși. Vedere... Poate puțin încrezuți în ei. Poate de fațadă puțin să fie... Da. Mă spuse să Ioan atunci, da. Sunt foarte încrezuți în sunt ei. Sunt foarte încrezuți. E bine că și sunt încrezuți. Și nu odată. De două ori. Dacă nu va fi nicio surpriză, pentru noi este suficientă și victoria și o ieșire relaxantă la hotel. Chiar dacă la vilă avem toate condițiile, putem să ieșim și la hotel să ne relaxăm. Un plus pentru moral. Echipa toată este bine, toată este odihnită, suntem gata de un nou joc, gata să avem parte de o nouă victorie.
ce afirmație a făcut Jubie și m-a deranjat? Păi, și să zic și acum, eram aici și vă plângeați de saltele. Dar că săptămâna viitoare vine eliminare și trebuie și ție o saltea. Adică, nu, tu ne faci nouă plan cum zburăm noi fetele, nu? Nu am venit aici să-mi faci tu mie planuri de viitor. Am tăcut din mine, sunt mai mare decât tine și am tăcut din mine de fiecare dată. Nu am venit să ne amenințăm. Hai să ne respectăm, despre asta este vorba. Vrei respect? Respectă la rândul tău. Hai să zic altă chestie. Ai înțeles? Când a fost eliminare la băieți, nu, la fete, prima dată când săream cu Ion în piscină, ne antrenam, ziceai, ai bine repede, băieți, hai să lăsăm că e eliminare la fete. Nu, aia am făcut. Ascultă-mă, ascult să vorbești și eu când te-am lăsat să vorbești. Aia a fost supărat. Următoarea săptămână când a fost eliminare la băieți, stăteai tu cu Cătălina și cu Andreea, stăteați pe canapea, ați râs până la 11:30, noi dormeam. Așa am făcut, Jubi, pentru tot ceea ce s-a întâmplat în echipa asta, eu am pus suflet. Dar îmi doresc să ne concentrăm mai mult, să nu uităm pentru ce am venit aici și să rămânem în continuare o echipă. După multe zile petrecute aici la baracă, chiar ne trebuie o zi de relaxare. Bun găsit, prieteni! Exaton România merge mai departe cu 7 faimoși, cu 6 războinici. Suntem în fața jocului de hotel. Jocul de hotel cu numărul 11, care în această zi vine cu o surpriză din nou, o mare surpriză, mai mare decât cea de săptămâna trecută și pe măsură ce timpul va trece, surprizele vor deveni din ce în ce mai mari. Așa că pregătiți-vă de luptă! Exatonul, așa cum vă spuneam, merge mai departe, se împuținează atleții pe zi ce trece, nivelul e mult mai ridicat, e foarte dificil, e foarte greu. În acest moment, din cei 13 pe care avem, există doi băieți valoroși care astăzi nu vor putea concura. E vorba de Costin în partea roșie și de Mihai în partea albastră. Mergem la Mihai prima oară. Mihai, cum te simți? Cât mai reziști să nu intri pe trasee? Într-adevăr, este greu să rezist tentației de a intra pe traseu. Eu mă simt mai bine, pe zi ce trece mă recuperez tot mai bine, însă din păcate nu pot încă să alerg. Am încercat ieri o ușoară alergare, dar nu se poate încă.
Sper să revin cât de repede, cât mai repede. Aș încerca chiar și mâine să intru. Vom vedea cum mă simt. Ok, deocamdată lucrurile nu sunt prea bune pentru tine. Eu sper din toată inima ca să trevii și să intri, așa cum ai spus tu, mâine pe traseu. Mergem în partea cealaltă la Costin. Ne spune și el cum se simte și când crede el că va putea să pășească pe nisip. Într-adevăr, și eu am problema aceasta la gleznă, am atelac de câteva zile. O văd, se vede. Este un locuitor de gips, să zic așa. Sper ca în seara asta sau mâine dimineața să o scot, să vedem ce zice medicul și imediat cum o voi scoate, îmi voi bandaja piciorul și voi intra pe traseu, pentru că Hexatlon nu așteaptă pe nimeni, mai ales pe mine. Trebuie să, dacă tot colegii au avut încredere în mine și au plecat la duel, să zic așa, doi oameni sănătoși, eu trebuie, am rămas aici și indiferent de situația în care sunt pus, trebuie să intru să ajut echipa, pentru că este nevoie și nimeni nu te așteaptă aici. Mulțumesc mult, Costin. Mergem la Ion acum. Ioane, astăzi Cipri a plecat, prietenul tău. Da. Prietenul nostru, îndrăznesc eu să spun al tuturor. Cipri a plecat, Costin e cu Atela pe glezna stângă și rămâneți în doi astăzi, doi băieți, o premieră. De unde erați patru și lucrurile mergeau bine pentru voi, ia că ați rămas în doi. Cum vezi situația asta? Cât de pregătiți sunteți, cât de motivați sunteți voi doi, tu și cu Giubi? Da, dintr-o dată din patru băieți am rămas doi apți, să zic așa, momentan. Ne-am făcut un pic strategia și de acasă, ne-am gândit la ce o să fie. O să ne rulăm doar noi doi la băieți. Încercăm să ne facem tactica cât mai bine, să ne facem traseul cât mai bine și suntem foarte motivați, mai ales că ai spus că premiile cresc, surpriza crește, e o miză nouă și... E o miză de, cum se, în partea asta mi se spune, de corazon, așa, e o miză de mai ales inimă după mare. Atâta timp cât nu am văzut pe nimeni de acasă, nu am auzit pe nimeni de acasă, încercăm să o să dăm totul pe traseu, cred că chiar și mai mult și cel mai bun să câștige. Mulțumesc mult, Ioane! Mergem la Iulia, care... Iulia, am înțeles că după precedentul joc de hotel ai fost supărată două zile, nu? Da, la ultimul joc de hotel scorul era în avantajul nostru, puteam să închidem meciul și nu am reușit. Le-am dat ocazia să vină peste noi, le-am dat ocazia să câștige. Chiar am fost supărată atunci. Și aș vrea asta să nu se mai... două zile. Da, am luat vila ziua următoare și mi-am revenit. Astăzi sper să nu se mai repete această greșeală noastră, să închidem meciul când avem ocazia și să mergem să avem parte de acea surpriză, să profităm de o pina colada și de un desert bun, de ce nu? Pina colada și desert, stimați telespectatori. La asta visează Iulia. Nu o să-l întreb pe Gabriel la ce visează, cu siguranță are și el visurile lui. Gabi, iată o situație, cum să spun eu, ultima oară erau patru băieți acolo cu trei la voi și acum sunteți trei voi și doi ei care joacă. Se schimbă, nu, strategia, brusc? Cu siguranță strategia s-a schimbat. Noi am făcut câteva scenarii, am făcut trei strategii acasă diferite. Astăzi o vom aplica pe cea mai bună. Sperăm noi și vom vedea cum va decurge jocul de astăzi. E un avantaj pentru voi că sunt ei doi sau poate e un dezavantaj? Cum o vezi acum înainte de joc? Lăsând la o parte, nu vreau să intru în strategii. Eu zic că e destul de echilibrat, având în vedere că ei sunt doar doi și noi doar trei. Nu e un dezechilibru așa mare, să zic, cum a fost... cum putea să fie 2 cu 4, de exemplu. Atunci ne puteau roti mult mai mult. Așa, 2 cu 3 e destul de echilibrat și vom încerca să înclinăm balanța în favoarea noastră astăzi. Mulțumesc mult, Gabriel, să aveți baftă astăzi. Ok, înainte de prezentarea traseului, aș vrea să mai stau puțin de vorbă cu Andrei, căci am văzut că te-ai uitat mult în vreme ce vorbeam cu Ion. Pot să spun că am ajuns dintr-o postură foarte bună unde eram 4 sau la un moment dat când eram 10 pe acest podium. În ultimele 3 săptămâni am avut o perioadă cu toții foarte dezordonată, spun așa, am pierdut 3 eliminări la rând, am pierdut vila și mai ales după două dureri prin care am trecut, cel cu Cipri m-a marcat, pot să spun așa, m-a rugat o chestie dacă el pleacă de aici. Războinici tot au dat vina pe noroc și pe totem.
Am făcut un gest pe care mi-l asum și aseară am ars totemul lor și în... Te-a rugat Cipri să faci asta, nu? Poftim? Te-a rugat Cipri să faci asta? Da, am făcut un pariu cu el și singura bucată ce a mai rămas este din cea numelui cu antrenorul lor sau fostul antrenor cu Gianni. Și eu sper ca lucrurile să meargă mai bine pentru noi de azi încolo și să nu mai fie vorba de noroc, de ghinion, de chestii de genul acesta. E cineva care vrea să răspundă de la voi? Nu. Bun, mergem și aflăm traseul care se numește Parcul de Aventură. E foarte, foarte spectaculos. Începe cu trei elemente care trebuie aruncate. Sunt trei cilindri, trei obstacole mici, alți trei cilindri cu diametrul mai mare, care sunt prinși în balamale și care trebuie deschiși. O zonă de echilibristică fixă, apoi grilajul, primul cablu care acționează primul obstacol, încă un cablu, cel de-al doilea, încă o zonă de echilibristică, plasa, patru stegulețe, încă un cablu care coboară o bârnă, apoi urmează o zonă fluidă de deplasare, sfera, momentul desprinderii cablului de care sunteți agățați. În final, există șase cilindri din lemn, care se află pe diverse suporturi metalice. Trebuie să loviți, să aruncați în ei cu saci de nisip și să îi doborâți. Există o diferență de greutate între sacii de la băieți și sacii de la fete. Normal, încă un amănunt important, dacă dați în structura metalică și cade piesa, e considerată a fi o lovitură corectă. Așadar, din cauza accidentărilor, vă reamintesc, Mihai și Costin nu joacă astăzi. Fiecare rundă va avea 4 meciuri. 2 băieți și 2 fete. E momentul strategiilor. Hai, hai, hai.